Sinistrații din județul Galați vor primi în perioada următoare alimente și pături din partea Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. În cadrul proiectului Caravana Milostenie al așezării monahale din Dealul Mare, o cantitate de 3,5 tone de ulei, zahăr, orez, făină de porumb, făină de grâu și paste a ajuns la centrul eparhial al Dunării de Jos, la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu. Alimentele și păturile vor fi distribuite către familiile greu încercate de inundațiile de pe 15 septembrie 2024. Mănăstirea Hadâmbu, cu binecuvântarea înalpărea Sfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a răspuns astfel îndemnului Patriarhiei Române de a veni în sprijinul celor afectați de viituri. Din delegația transportului umanitar, format din două autovehicule, au mai făcut parte, pe lângă părintele stareț Nicodim, protosinghelul Iorest Goraș, secretarul Mănăstirii Hadâmbu și părintele Emanuela Petre de la parohia Urșița Mironeasa, județul Iași. Delegația a fost întâmpinată în incinta centrului eparhial de către înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am ajuns pentru a doua oară cu ajutoare în alimente, și să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru această mare binecuvântare, văzând hărnicia, destălnicia, ceea ce face înalt preasfințită pentru acești oameni încercați, care au trecut și trec prin mari încercări, și am zis să fiți și alături de cu ce putem noi din ajutorul care le trimite Bunul Dumnezeu la mănăstire și, în ultimul rând, prin fiii mei duhovnicești, am adus aceste alimente și am venit cu multă dragoste și sper să reușim să mai și ajutăm și în continuare. Am fost și la Pechia, aici am avut binecuvântarea să-l întâlnesc pe alt preasfințitul chiar în arhipiscopia aici. Și mulțumesc lui Dumnezeu și în alt preasfințit pentru primire, că m-a primit. Și pentru tot și toate mulțumesc în primul rând Bunului Dumnezeu că am reușit să fac această faptă care trebuie făcută de orice bun creștin. De-a lungul anilor, oamenii de aici au venit cu alimente din ceea ce din roadele și munca lor au venit și au oferit și la mănăstire. Iată, acum mănăstirea se întoarce către ei. Tocmai aici am vrut să reamintesc, să știți că foarte mulți pelerini vin din zona Galațului și timpul ne-a susținut de când am redeschis mănăstirea noastră, care a trecut prin grele încercări. Știm bine că la Hadâmbu a fost un loc părăsit. Și mai tot timpul, venind spre Sfânta Preacuvioasa Mult Milostivă Parascheva, a urcat și în Dealul Mare la Mănăstirea Hadâmbu. Deseori și chiar astăzi și toate zilele care s-au perindat la Sfânta Preacuvioasa Mult Milostivă Parascheva, dar cu ajutoare, alimente. Și de aceea lupt și am luptat să vin și eu să le reîntorc cu mare bucurie aceste daruri. Pentru, zic, sunt puține, dar de mila lui Dumnezeu am făcut cât se poate să adun mult mai mult. Cu ajutorul Maicii Domnului, iată că sunt 5 tone 400 până acum adus aici. A fost și în Baslui, care este o zonă încercată, câteva sate în zona Baslui, Bârlad. Dar eu sunt foarte bucuros că am ajuns astăzi și am putut să aduc și data aceasta aceste alimente. Măcar o scânteie, o mică bucurie să le aducem în suflet acestor oameni încercați greu. Arhiepiscopia Dunării de Jos desfășoară de aproape o lună de zile acțiuni de binefacere pentru credincioșii din localitățile afectate de inundații. Părintele Cristian Podașcă, consilier social al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, și-a exprimat recunoștința față de toți cei ce au venit în ajutorul celor aflați în necaz. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru dragostea și mărinimia tuturor credincioșilor din Patriarhia Română, pentru că la îndemnul preafericitului nostru Părinte Patriarh Daniel, toate eparhiile din țară s-au mobilizat și au sărit în ajutorul persoanelor sinistrate. Într-adevăr, mai avem câteva zile și se împlinește o lună de când suntem alături de persoanele sinistrate, de cei care au și vor avea în continuare nevoie de ajutorul nostru al tuturor. Astăzi vreau să mulțumesc părinților de la Sfânta Mănăstire Hadâmbu, care pentru a doua oară au venit în eparhia noastră cu ajutoare și au adus bucuria și dragostea dânșilor pentru credincioșii afectați de inundații. Suntem pe baricade în continuare și oamenii au atâta și atâta nevoie
de ajutorul nostru, dar și de vorba noastră, de dragostea noastră, de bucuria noastră de a-i ajuta. În această lună am văzut un pod de filantropie, de empatie, de compasiune, de dragoste arătat de toate eparhiile din țară și pe această cale mulțumim tuturor părinților, tuturor înalt preasfințiților și preasfințiților ierarhi care au ajutat și care sprijină în continuare activitățile Arhiepiscopiei Dunării de Jos îndreptate către persoanele sinistrate. Mănăstirea Hadâmbu a organizat până în prezent 2 transporturi de alimente pentru sinistrații din județul Galați.